Din cele 190.000 de tichete liberate în acest an pentru mașinile casate prin programul Rabla, peste 31.000 nu au fost încă folosite. Acesta este motivul pentru care Ministerul Mediului a decis să prelungească valabilitatea tichetelor până la data de 31 ianuarie 2011. Este într-adevăr un lucru revigorant, aș spune eu, pentru comercianții de autoturisme, de autovehicule care lucrează prin programul Rabla, pentru că ne permite să mai putem vinde mașini prin acest program. Un program care a avut succes în 2010 și datorită faptului că a avut oarecare marge de liberalizare a acestor vouchere, în sensul că s-au putut cumpăra mașini cu 3 vouchere în valoare de 3.800 de lei, s-au putut transfera aceste vouchere de la un proprietar la altul. Lumea speră să crească din nou, însă nu cred că se va întâmpla acest lucru. Deci cei care au vouchere și vor să le dea și să le introducă în programul ar fi bine să se grăbească să le dea spre validare, pentru că or să rămână cu ele și nu sunt. Deci după ce se voucherele pe 2010 nu sunt valabile pe 2011. Deci cele care au fost emise în 2010 sunt valabile strict pe programul Rabla 2010. Reprezentanții Ministerului Mediului au anunțat că intenționează să modifice regulamentul programului Rabla pentru anul viitor. Valoarea unui tichet ar putea fi redusă de la 3.800 de lei la 3.000 de lei, iar pentru cumpărarea unei mașini ar fi nevoie de 4 astfel de tichete. Astfel, ajutorul maxim acordat de stat pentru cumpărarea unei mașini noi ar ajunge la 12.000 de lei. Reprezentanții dealerilor auto spun însă că piața ar putea avea de suferit din cauza majorării taxei de primă în matriculare pentru noile mașini. Facilități vor fi, însă cred că această creștere a taxei de primă matriculare va fi în detrimentul comercianților de autoturisme noi. Toată lumea își dorește o mașină nouă, firește. Dar dacă nu încurajezi și piața de aici din România și tot introduci taxe peste taxe,